Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a venit în sprijinul a două așezăminte monastice românești din Episcopia de Bălți. Acțiunea filantropică, ce a constat în oferirea de alimente, a fost organizată la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Delegația de la mănăstirea ocrotită de către Maica Domnului din Dealul Mare, din care a mai făcut parte și protosinghelul Iorest Goraș, secretarul așezării monahale, a ajuns mai întâi la sediul Episcopiei de Bălți. Aici, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Antonie, episcop de Bălți, s-au lăsat alimentele care vor ajunge la mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului, Bucuria tuturor celor necăjiți, din localitatea Mărândeni, raionul Fălești, înființată în luna mai 2020. Împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Antonie, delegația de la Mănăstirea Hadâmbu a ajuns cu alimentele pregătite pentru cea de-a doua așezare monahală, situată în satul Chirilovca, raionul Fălești, la aproximativ 50 de kilometri de Bălți. Slujitorii Sfântului Altar s-au închinat în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, aflată în construcție. Piatra de temelie a bisericii mănăstirii Chirilovca a fost pusă după unele mărturii în anul 1925. Până în 1940, anul ocupației sovietice, s-a reușit să se ridice pereții bisericii până la centura de sus. Din actele păstrate ale epocii, un sprijin semnificativ a oferit pentru biserica din Chirilovca primul ierarh care a păstorit la Bălți, vrednicul de pomenire episcop Visarion Puiu. A urmat al doilea război mondial. După 1944, în acest spațiu a revenit ocupația sovietică, în timpul căreia construcția a fost sistată și a fost lăsată în paragină. În 2016, prin osteneala părintelui Ilie Munteanu, protopop de Florești și a oamenilor darnici din raionul Florești, s-au reluat lucrările de construcție a bisericii. Tot atunci s-a decis transformarea bisericii din Chirilovca în mănăstire. În toamna anului 2019, mănăstirea, prin contribuția directă a părintelui Ilie Munteanu, a revenit în Mitropolia Basarabiei. Sfinților români, rugați-vă pentru noi, pe Hristos dorind ascuns într-o porunca sa la și aflat de gram și neclintită ați păzit. Rânduiala liturgică la mănăstirea Chirilovca a început în noaptea de înviere a acestui an. Preasfințitul Antonie a oficiat pentru prima dată Sfânta Liturghie la mănăstirea Chirilovca pe 4 mai, în cea de-a treia zi de Paști a acestui an. Deci după ocupația sovietică, și nu a fost finisată construcția, mai dimpotrivă a fost lăsată de izbeliști și aici au crescut copacii, ce era și loc de joacă pentru copii, dar părintele protopop de aici, părintele Ilie Munteanu, împreună cu preoții, au continuat construcția, au strâns jertfă din parohiilor și încet, încet au finisat cumva, dar mai este de lucru până capătul un chip așa de rugăciune. Oricum se poate ruga. Deja Maica cu părintele și se roagă. Este ce și vedeți, urmează și celălalt. Până deci de la Maicuța Domnului, la Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe, vreau. Să dăjdem să fie bine, să fie un locaș de închinare, unii chiar să vină lumea, nu doar așa din prejurim, dar poate chiar și la distanță mai mare. Mănăstirile sunt căutate, mănăstirile sunt cercetate și noi ne dăjduim că și această mănăstire va deveni un centru de spiritualitate. Noi mai mult decât atât credem aici să organizăm chiar niște tabere. Tabere de vară, tabere poate pe o zi, poate vedem cum ne putem organiza, că spațiul, curtea generoasă care o avem, ne permite așa ceva. Noi avem planuri mai mari cu această mănăstire. În prezent, locțiitoare de stareță este sora Maria Popa.
s-au bucurat mult că am deschis această mănăstire, au frecventat cu multă dorire și dragoste biserica și slujbele bisericești. Chiar un eveniment important în istoria acestei mănăstiri, că prima slujbă s-a făcut anul acesta de Paști și copiii au cântat și au stat toată noaptea, care pentru copii asta e ceva mai dificil, dar ei au avut răbdarea și dragostea de a cânta lui Dumnezeu, de a cânta în biserică, am cântat împreună, Hristos a înviat, ne-am bucurat de sărbătoarea Învierii, atât am făcut slujbe toată săptămâna luminată. Această mănăstire înseamnă pentru mine o bucurie de viață că s-a deschis. Înainte eram, nu era deschis și nu era vesel așa, dar acum este vesel, fiindcă umblăm la slujbe, mai aflăm ceva dintre religie. Asta este cea mai mare bucurie, fiindcă când am aflat că a venit mai cu Maica, Maica Maria. Am început să vin la biserică, am știut, am aflat mai multe despre slujbe, despre rugăciunile lui Dumnezeu, am început a citi repede. Maicuța ne-a mai învățat ceva. Când am să trec în clasa 6, să știu ceva de la religie. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și purșurile vecei și vecii vor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, vindecă și cercetează neputințele noastre pentru numele Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purure și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu Domnul viu în inim și în cuget, trupul din pământul român este har umplându-l. Sfințitați pământul țării întru voi, neamul bucurați-vă cântăm. Pururo preacuvioaselor cete în Duhul Sfânt. Ne străduim cu ajutorul Dumnezeu să facem slujba în fiecare zi. La moment suntem în reparație și trebuie să facem doar sărbătorile și luminicile. Care veți dragoste, vă așteptăm cu drag la noi la mănăstire. Este un loc de liniște, e multă liniște. Și dacă iubești liniștea și biserica, atunci poți trăiești în mănăstire. Numai dacă ai dragoste. Cât de mult a contat grija Preasfințitului pentru acest loc? Și cât de mult contează? Contează foarte mult, pentru că El întotdeauna este cu gândul la noi. Ne susține în tot ce avem nevoie, atât moral, spiritual, financiar. Încearcă să ne susțină, să ne ajute. Și îndrăjduim la bunul Dumnezeu că va fi tot bine. E foarte importantă atenția fraților de peste Prut, pentru că suntem aceeași țară, același neam, aceeași limbă și acel pământ. Dar au fost vremurile când ne-au despărțit și s-au pus o graniță între noi, dar cu ajutorul Dumnezeu cred că vom fi până la urmă iarăși din nou același pământ, aceeași patrie, aceeași țară și aceeași limbă care o vorbim până la urmă toți. Impresionat de râvna pentru viața monahală a micii obști de la mănăstirea Chirilovca, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a adresat un cuvânt de încurajare. Am stat doar într-un turn de 3 metri, timp de un an de zile, dar monahul, în general, să știți că unii îl așează Dumnezeu, nu face doar umbră pământului, rugăciunea, cu smerenia, cu dragostea față de aproapele, credincioșii vin dacă este multă rugăciune, adică caută Sfânta Liturghie, priveghere, sâmbătă seara sau sărbătorile, prevăd locul ăsta că va înflori, va înflori și dacă puneți hramul preasfinția voastră în cercetare, Maicuța Domnului este de o mare valoare pentru locul ăsta să fie protectoare Preacurata Maica lui Dumnezeu. Și cred că cu răbdarea și cu smerenia și cu rugăciunea Părintele Duhovnic cu Maicuța, dar nădăjdesc că Maicuța Domnului, cu siguranță, Sfinția voastră o să fiți ajutați și sprijiniți cu așa un bun arhiereu care aveți. Preasfințitul ține foarte mult să înflorească eparhia și de ce nu numai două mănăstiri, să dea Maica Domnului să aveți mai multe
Preasfinția voastră, schituri și mănăstiri, cred că ar fi o mare blagoslovenie ca să aveți de-a loc în loc o mănăstire. Asta aproape credincioșe. În general știți că foarte lume, multe lume caută mănăstirile astăzi. Foarte mult. Că simt ceva. Simte rugăciuni mai multe, slujbe mai multe și sufletește să le găsesc de fiecare dată când intră într-o mănăstire. Sunt puțin mâhnit sufletește că într-adevăr, nu vieți ușor. Eu n-am găsit nicio casă. Sperăm să vină și la sfințirea bisericii. Delegația s-a îndreptat apoi către casa monahală pentru a oferi alimentele aduse de la mănăstirea Hadâmbu. Înfrumsețat chipavân pe aslave tron curată. Mănăstirile sunt acropolele ortodoxiei. Acolo unde există mănăstiri, biserica este vie, spunea Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. O astfel de acropolă este și așezământul monastic de la Chirilovca. Oamenii au bucuria de a înălța rugăciuni către tronul Preasfintei Treimi, către Maica Domnului și către toți sfinții. Grija părintească a Preasfințitului Părinte Antonie și sprijinul fraților români de pe ambele maluri ale Prutului, însoțite de rugăciunile care se înalță necontenite în acest loc, vor ajuta la transformarea așezării monahale cândva pustie într-o oază de spiritualitate ortodoxă românească.